lider de sindicat în trecut ați reprezentat interesele unor angajați. Acum faceți parte din conducerea primăriei Ploiești, despre care se știe că cele mai mari cheltuieli le are cu salariile. Cum vedeți acum lucrurile de cealaltă parte? E un lucru pe care l-am știut și înainte ca lider de sindicat și îl știu și acum. Dacă vrei să ai oameni care lucrează bine, trebuie să fie bine plătiți. În continuare cred același lucru. Nu sunt dintre cei care consideră că funcționarii trebuie să fie prost plătiți doar pentru că există așa o anatemă în ceea ce privește bugetarul. E un lucru pe care l-am crezut și înainte, îl cred și acum, schimbarea nu e foarte mare. De pildă, înainte de această discuție, erau doi angajați care aveau probleme interne în birou și care doreau o intervenție sau un ajutor în relația cu șefii. Problema de cele mai multe ori nu e financiară la nivelul funcționarilor. Este de relaționare internă, este de a avea mijloacele care le permit să-și facă treaba. Încă o dată, sigur, înțeleg percepția publicului. Publicul va spune că poate salariile sunt mari, sau, dar comparativ cu ce? Idealul este ca omul să fie motivat, fie că e în public, fie că e în privat. Într-adevăr, ce e trist sau ce ar trebui să se întâmple ar fi ca și salariile din privat să aibă același nivel. Diferențele nu sunt mari, să fim cinstiți, dar cred că adevărul e undeva la mijloc. Adică problema nu e că ar fi mari salariile în sectorul public. Problema e că poate în privat nu sunt cât ar trebui de mari.